Țevile astea trebuie să înlocuite, geamurile. A făcut ceva reparații pe aici, dar nu merge așa. Acum merge, că e, na. Dar la iarnă trebuie să fac ceva, că îngheață ăștia mici. Da. O grămadă de bani. Faci mata banii ăștia până iarnă? Că-i trebuie, că nu fac pentru mine. Fac pentru ăștia mici. Da. Dejeu, Alexandru Viorel. Prezent. Că dacă ai avut bani să cumperi sala asta, ai pus ceva bani deoparte. Păi cine are bani să cumpere, domnul polițist? E sub închiriată. Ah. Da, cu astea, cu actele, ești în regulă, avize, chestii, socoteli? Toate actele sunt lacrimi, domnul polițist. În situația mea nu-mi permiși menuri. Da, nu se știe niciodată. Le ai aici? Poți să aruncă și noi o privire? Acum, acum? Da, acum. Bă, dacă nu te-au venit elevii... Ai tot ce-ți trebuie. Certificatul de înregistrare. Mm-hmm. Contractul de închiriere. Autorizația de funcționare. Avize. Brevetul de antrenor, avizul în caz de incendiu. Chitanțele de la fiecare ele. Tot ce e nevoie, domnul polițist. Ba chiar voi invita să stați și la antrenament. V-am zis, am ieșit pe poarta aia om cinstit. Păi și avizul de la Ministerul Tineretului și Sportului unde e? Păi ce e cu el? Păi cum ce e cu el? Unde e? La Ministerul Tineretului și Sportului. Aha. Știi foarte bine că durează 2-3 luni. Du-te să-l vezi acolo, dacă nu, treci mata pe la mine când apare și ți-l arăt. Și până atunci funcționează așa, la negru, nu? Păi, Florine, eu te știu din vedere. Ia zi-mă unde ai terminat școala. 174, aici, la două străzi. Da? Păi cine vei tu la dirigenții? Că l-am avut pe Popescu. Păi, și eu te cunosc pe Matea. Eu am terminat, mă rog, puțin mai târziu decât Matea, dar eu am avut-o pe asta, pe Bolt. Deci știu că ai fost la Moscova, ai ajuns în semifinale, l-ai bătut pe un armean de l-ai lăsat lat și te-au ars arbitrii la punctaj. Tata era mare fan al lui Matea, Dumnezeu să-l ierte. Îl știu, Dumnezeu să-l ierte. Amândoi am trăit în cartierul ăsta și știm ce a fost aici. Vezi tu, sălbatic. O să au schimbat prea mult lucrurile, parcă e mai rău de când au închis ăștia fabrica. Florine. Da. Ce treabă ai tu cu mine, măi? Nu vreau nimic. Păi unde ești tu, mă, la antifraudă? Tu ești un sectorism. Ai venit tu să-mi închizi șandramaua, te-a trimis cineva la punt. Ia zi, mă, cine nu încape de mine? Hai, spune, că tu ai putea să faci asta. Zici cine nu încape de mine. Știi, acum 16 ani, cum mi se spunea mie? Alexuțu. Cum mi se spune domnul Dejeu sau Moș Groșeu. Păi dacă ți-a plăcut scandalul, Moș Groșeu. Așa e, 16 ani nu m-am plâns niciodată de nimic. Asta e legea. Ca la Moscova, când m-au urs la punctaj. Dar după aia m-am reabilitat, mi-a făcut datorie față de societate. Fii atent, nu vreau să mă tratez ca pe un pușcăriaș. Ai înțeles? Eu am înțeles.
Dar stau și mă întreb, așa, ca sectoristul. Păi te-au plimbat ăstea 16 ani de la Giurgiu, la Poarta Albă, la Jilava și dumneata tot aici la noi în bătătură, vii? Te-ai întrebat, oamenii ăștia te mai vor? La noi în cartier nu s-a schimbat nimic de niciodată. Eu am venit să-i învăț pe copiii ăștia un sport. Nu să se bată. Dacă vor să se bată, să se bată în ring. Și fac și sport și o carieră. Dacă nu... Păi da, da. Dacă nu ajung în pușcărie ca mine, uite-te la mine, 16 ani. Da, da, puteai să te duci și mata în alt loc unde să nu te cunoască nimeni. Ascultă-mă, sectorist. Eu nu pun mizeria sub preș. Asta îi învăț și pe copiii mei. Când vin prima dată aici, asta le spun. Mm-hmm. Ai înțeles? Am înțeles, dar vezi că sunt cu ochii pe tine. Dacă văd un chiștoc aruncat pe jos, dacă văd un contor de lumină dat peste cap sau un minor cu o bere în mână, vin cu mascații peste tine, înțeles? Fii atent aici. Cum îmi vorbești? Eu sunt un om cinstit acum. Iar dacă apare ceva, vreo ilegalitate, vin și spun lumea tare. E bine? Așa să faci. Oricum sunt cu ochii pe tine. Hai, hai. Bine. De la Ministerul Tineretului și Sportului. Hai, tare! Stânga, stânga, să lucreze stânga mult! Te duci pe... Dă-i serii, 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 serii! Stânga, dreapta! Dă-i un Ubercut, Ubercut! Bun, te duci, te duci, bun, bun, bravo! Te duci cu stânga decisivă! Te duci! Hei! Ia! Lume nouă, ce faci? Salut! Bună. Poți să-mi spui Alex, sau Dejeu, sau Moș Croșeu. Luci. Ai văzut anunțul și ai venit? Nu, eu locuiesc tot în zonă. Eu sunt prieten cu Broască. Îl aștept. Cu cine? A, cu Ghebonelu. E bun la decisivă la stânga. Nu vrei să încerci și tu? Nu, nu, mulțumesc, maestre. O să stau aici, să-l aștept pe bancă. Auzi? Nu vezi că te bate vântul. Hai să nu stai pe margine. Hai să încerci și tu măcar. Nu, nu, mulțumesc, maestre. Știu să mă bagi singur. Toată lumea vreau să văd cu stânga, cum da, da? Serii! Serii! Hai, noroc, băieți. Salut. Salut. Ia zi-mă, Broască, cum e la box? Îți place? Ai apucat să te bați? N-am apucat, mă, să mă bat deloc. Stăm toată ziua și lovim în sacia de mi s-a făcut rău. Da, facem exerciții de respirație. Vine moșul și spune că boxul nu-i cam viață, că viața e cam box. Că are reguli și că regulile alea sunt făcute ca să ne ajute pe noi, câmperii de-astea. Păi ce e asta, mă, să stai să asculti povești? Eu nu-l văd pe Mike Tyson să stea la vorbeț. Ăla lovește. Asta am zis și eu. Hai cu ringul ăla. Dar nu, că zice moșul că să te sui în ring e ultima chestie. Că primele meciuri le-ai tu cu tine. E diliu. Auzi, mă? Eu știu unde se ține banii, Nea Costel. Care Nea Costel? Nu care Nea Costel. Nea Costel de la pensiune, de la Miorița. Așa, unde? Nu o să-ți vine să crezi. În pe ăsta, în camera copilului la etaj. La etaj. A, și unde mai exact? Bă, nu o să-ți vine să crezi. În salteaua copilului. A, pe da, că acolo chiar n-ai cum să ajungi. Ei, n-ai cum să ajungi. Dacă știi, ajungi. Trebuie doar să sari un gard, te cațeri la fereastră și gata, ai tot. Hai!